Bitch. Shalom. Pizdeț! Bun, e timpul să mai și vorbim. Nu? Ce zici? Ce? Să mai și vorbim. N-am mai filmat de mult. Nu mi-am mai postat de YouTube. Am zis, băga-mi ea și picioarele. Am lăsat să se adune abonați vizualizări și astăzi am intrat pe telefonul nevestii mi se... La mine pe canal. Eu acest... cum era egocent? Nu ego... narcisist? Nu știu, nu vine cuvântul. Never mind. Să văd abonați... Bine, abonații... Fuck that. Vizualizări. Și m-am bucurat să văd că sunt... accesibile. Merge. Dar... Hai să văd și eu ce drag filmez. Gata. Vreau să vă arăt sau să... Ce că filmez? Astăzi e vineri. Trebuie să postez. E, n-am avut chef și n-am postat. Pentru că fac ce vreau când vreau, da? Și vreau să vă arăt camera, birou, în fine. Cum a ajuns după o grămadă de modificări. So. Pentru că totul... Să mă laud cu niște rings, niște naușnițe, nu naușnițe, cum e, pârsten, pârsti, something like that, în cehă, bun, niște zoomălău, pentru că se vă arăt holul, a venit căruț, după cum se vede, acolo comanda căruț pentru Dominic, acolo îi Vana, care e în baie, oricum, haos, like all the time. Și să începem. Am modificat camera care arată așa. Deci, cum intri, dai de asta. Bine, n-am cum să cuprind tot. Deci, de fapt, ba, am. Uite așa. Deci, acolo scrie Ministry of Magic that way. So, ar trebui să te izbești în perete. That is the way. Și cam așa arată. Și acum să vă arăt de aproape, de sus până jos. Chestia aia, ca să vorbim, cum e? La te-ai fost cu Marius? Habar n-am. Am mai filmat încă o dată partea asta? Adică partea asta, o chestie de genul, dar... am filmat-o cu camera, susținut camera de o grămadă de ori și n-am mai inserat chestia aia, așa că filmez încă o dată. Și vorbesc din nou cu un telefon. Deci asta ar trebui să fie Aubrey, nu știu care, tipa de la... Breakfast at Tiffany's, am postat-o și pe Instagram. Și cam așa arată, culoarea pielii nu mi-a ieșit pentru că, hei, nu a ieșit. Este o pictură pe pânză. Și cam așa arată primele două biblioteci. Nu știu cât de bine se vede chestia asta. Este un craniu. Și îmi place mult. Așa, filmez biblioteca, asta e, mai încet, așa. Am modificat o grămadă de chestii, chiar și cărțile, uite, chestia aia, eu am făcut-o. Și aici, acolo mi se încarcă niște baterii, aspirator. Să continuăm că fusese rămân întrerupți. Așa, ce ziceam, astea am mai scos din greutăți. Ăsta pentru abdomene, care face, cica, pentru mâini. Am blocat ușa aia, dar mă enervează că... n-am ce face. Se vede ușa, frate. Pickup cu discuri de vinil. Asta e o oală veche cu pensule. Și niște cheițe. Mamă, de ce... What in the fuck? Se vede... Ia să pornim o lumină. Se vede ok? Se vede ok. Nice. Deci, ăsta este parfumul de la Avon. Pentru că Avon a celebrat, am primit 15 ani or something și am zis să mi-l cumpăr și l-am pus acolo. Și aici ar trebui să am, cred că, le catalog
Dar nu mai știu exact care. Pentru că astea sunt cataloage de aici din Cehia, Republica Cehia. Nu e ăsta, nici ăsta. Fuck the shit? Where the fuck e? Nu știu care e catalogul ăla. Să nu fie ultimul și să fie întors. Nu știu dacă e ăsta. Ah, fuck. Never mind. În fine. Nu știu exact unde îi catalogul ăla pentru că era super tare. Ok, să continuăm. Deci se pare că filmează bine cu... Aici, deci o luăm de sus. Așa. Coș 2, 4, 5 cutii de la Tokyo Treat. Ok, pentru că am încercat. Bun. Încerc să găsesc o oglindă, dar nu o să găsesc oglindă. Deci sper că filmează bine așa. Deci, am comandat 5 luni la rând de la Tokyo Treat. Bun, a fost ok. Doar că chestia că n-am mai vrut pentru că, băi, 1000 de coreane dau în puii mei. Totuși, sunt bani. Dar m-am bucurat de absolut tot ce a fost. Tot ce a fost s-a mâncat, s-a băut, căcat, pișat. Never mind. Ok. Și am încercat să anulez, să nu mai vină. Și ghici ce? Nu s-a putut. Am trimis un e-mail. Bă, nu mai vreau să primesc cum? Pachete și gata. Am mulțumit, nu știu ce, bla bla bla. Primesc într-o zi cum naiba. Mesaj de la Raiffeisen Bank, cum că cineva vrea să-mi iei banii. Ce mă bucur că am luat, că mi-am scos banii din cont. Pentru că odată cum naiba. Bă. În coroane ar veni cam 1000 de coroane și eu am scos și am lăsat în jur de 400 și ceva. Adică ca să nu poată să iei toate tranzacțiile sau să nu iei nimic, să nu poată să plătească. Bun. Am mai trimis încă o dată. Cam al 4-5 e-mail-uri. Sper că vor înțeles că nu mai vreau să comand nimic de la ei. Deci, continuăm cu restul de nebunie. Să pornim așa o lumină, să avem o... Deci, uite, raftul ăsta cu cărți. Deci, ăștia, ce mai pici? Trebuia să le filmez în turul bibliotecii. Mamă, lumină. Turul bibliotecii, partea a doua, dar n-am mai filmat chestia asta. Pentru că n-am avut chef. Bun. Aici, așa. Iar de aici se fute tot. Acolo sunt o grămadă de tâmpenii. Acolo e ceva unde îmi țin eu pensule și tâmpenii și nu-mi dă focus. O grămadă de tâmpenii. O grămadă. Așa, să continuăm restul camerei. Acolo sunt greutățile, lumânări, geamul, o canapea plină de haine și birou. Și uite acolo sunt cărțile la care scriu. A, achiziții noi, dacă tot vorbim. Să zicem că filmăm o jumătate de oră. Uite ce mi-am luat. Da, uite ce mi-am luat, dar n-avem focus. Focus, bravo. Am dat o grămadă de bani pe ele, dar sunt bune. Dar thanks to Hana, o prietenă de aici, așa, mi-a pierdut o gumiță neagră și acum trebuie să bag chestia alea albe care se văd acolo. Și să continui. Mamă, stai să sting lumina. Dezactivat. Bun. Pentru că doamna Hana Andreea, cum îi zic eu, mi-a pierdut gumițele alea. N-am ce face acum și trebuie să ascult așa. Pentru că mi-a scăpat prin tren gratis și a căzut ca într-un fel de semi-canalizare. Îi canalizare, da, în fine. Bun. Și cu gumițele alea mergea, nu auzeam nici pe naiba din exterior. E, cu astea auzi și beșina se aude, băga mea și picioarele. Bun. Of, să vorbim despre chestii noi, ce am mai făcut nou, 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 nou.
Păi, ce-am mai făcut? Am început să citesc cartea asta. Pe lângă ăștia. Bani. Am început să citesc cartea asta și am ajuns... Deci am citit atât din... E faină. Deci, vă întorc pe spate, vă puteți pune pe pauză. La clip ca să citiți sinopsisul. Bă, mie îmi place o carte polițistă scrisă sub formă de film. Cum naiba? Nu-mi vine. Scenariu. Așa. Of, alte chestii noi. Ah, să vorbim despre noutăți. Mi-au venit... Nu știu cât de bine se filmează și dacă mă văd bine, dacă mă văd luminat. Mi-au venit asta, îs niște semințe care am vrut eu să le... Semințe care vreau să le plantez. Dacă ar ieși. Deci, cam așa arată. Punga este goală. Bine. Și aici scrie Desert Rose. Ce e asta? Banian. Jupiter. Magnolie. Adică semințe de plante, că vreau să le plantez. Și mi-a dat nevastă mea o idee. Uite, Sakura. Asta am vrut. Sakura. De-aia. Cum semințe ciudate. Le-am comandat. Bine, eu cum sunt Cehia, dar nu știu dacă scrie furnizorul, să nu filme și alte tâmpenii. What the fuck? Zhang Ming. What the fuck? De ce am mai modificat și pe acolo. Pe acolo se arată alte tâmpenii. Noutăți. Am dat de carnet. Da. Am dat de carnet. Of, trebuie să con... Bine. Trebuie să mi se programeze încă o ședință. Ședință. Să conduc încă săptămâna viitoare. Săptămâna asta, sigura, nu? Așa, pentru că am dat pentru mașină cu 3 pedale, iar eu am doar două picioare, așa că trebuiască să dau pe mașină cu două pedale. Hei, uite cuțu. Vorbim de la subiect la subiect. Bună! Ia, ce cuțel drăguț! Bun. Continuăm, continuăm. Bun, trebuie să dau pe mașină automată, deci mașina, deci carnetul meu să fie doar pe mașină automată, Doamne ajută. Deși eu cam asta vroiam, dar... Universul îți dă înapoi ceea ce vrei. Când mergi sau când nu te descurci. Of. Și am plătit o grămadă de bani. Și acum trebuie să mă programeze. Na, să vadă cum conduc pe mașină automată. Să-mi explice tot iar bla 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 de la capăt. Pentru că cu cealaltă sunt dezastru. Nu știu când trebuie să apăs pe ambreiaj. În cehă e spoică. Nu știu și nu știu ce puii mei. Adică în afară de atunci când schimb vitezele și de rest te oprești la semafor și apeși ambreiaj și frână. I fucking don't know. Așa că pentru mine accelerație și frână. Știu și eu când să le folosesc. Dacă mașina merge singură, sănătate bucurii. Bun, cam asta am zis. Alte chestii. Legat de copii. Jesus Christ. Hai să vă arăt acum. Deci, ăsta e un orar de când a rămas nevastă mea gravidă. Se presupune că a rămas gravidă. Au mers și a două luni la lucru și pe aici zice doamna ginecolog că a rămas gravidă. Și am tăiat tot. Și noi suntem în 18, adică data acum când filmez eu. Deci, curând face 8 luni. Of, și aici, deci, copilul meu ar trebui să se nască săptămâna asta, 26. Deci, în 26 are exact 9 luni. Deci, ori săptămâna asta, ori pe aici, ori pe aici. Nu cred că aici, că aici e ziua mea. Deci, nu cred deloc
Că s-ar putea naște undeva prin decembrie, 9. Aș prefera să se nască undeva un 3. 3... Hai, un... Mamă, mă gândeam la un 1 decembrie. Mamă, ce patriotul meu. 3 decembrie, ziua României, da. Ce am mai vrut să zic? Noutăți. Dacă tot vorbim de noutăți și tâmpenii, se întorc vecinii. Vreau să vă arăt o chestie. Am cumpărat anul ăsta zambile undeva prin februarie, habar n-am, nu știu exact când. Deci am cumpărat zambile, s-au uscat, ori fost frumoase. Noi suntem în octombrie, ori fost afară. Bine, ghiveciu de fapt îi atât. Eu dar rădăcinile acolo are apă, umezeală și ce naiba pe acolo. Sper că nu-s gângănii. Ok. Și uite cât de mișto s-a făcut. Deci om bobocit, eu dat frunzele și urmează să iasă. O, bine, astea două, cam două. Una aici și una aici. Și am modificat și geamul. Și cactusii mei, frumoși. Uite, din ăștia știu că am, deci, bonsai de ăsta, ciudat. Îi prind semințele astea care trebuie să le plantez. Ok, alte noutăți ar fi că mi-am luat cheițele astea. Dar pe lângă astea mai am și asta. Ăsta mi l-am cumpărat de curând. Cameră ciudată, lumânări. Uite, asta am găsit-o pe un site. Îi pentru jaluzele să le cureți. Asta intră printre alea și se curăță. Stai să pornim așa o lumină. Uite așa. Deci din astea aș putea eu să fac... cum se cheamă? Cam, uite că am început câteva brelocuri și să le vând. Nu pune focus. And I try to put that. Hai, focus. Deci arată super. Mamă, ce mâini roșii. Ok. Deci ar trebui să cam încep cu ele. Să le fac, să le termin, să bla bla bla. Hai să stingem o lumină. Bun. Bă, cred că cam atâta. Deci eu ar trebui să fac astăzi o grămadă. Mâine sunt la ore suplimentare. Dacă totuși. Să vă arăt, dragilor și celor care se uită la vlogurile Lumarius Stone. Holul. Deci, să vă arăt căruțul pe lângă house-ul din hol. Nu v-am arătat ce am pictat. Stai, uite așa. Asta a făcut de nevastă. Cam așa arată căruțul. Bă, mie îmi place. O că am fost 5600 și ceva de coroane. 650, o grămadă de bani. 10.000. 10 milioane în bani românești. Am asta să mă gândesc. Deci, oare așa se face mai în sus, mai în jos. Asta este pentru mașina. Și poate fi schimbat și la... ce naiba? Ca să îl pui pe căruțul mare. Să vă arăt ce am mai pictat. Nu știu cât de bine se vede. Deci, uite așa, ar fi o chestie, că postez la el. Stai să filmez pe... așa pe al. Deci, neveste mie nu îi place, dar mie îmi place cum arată. Ia, uite ce deget ciudat i-am făcut. Deci arată super... nu știu, mie îmi place. Ok, punem înapoi. Am încercat să fiu mai... să fiu mai dark. Hai să pornim aici. Am încercat să fiu mai dark cu... arta mea. Adică nu tot timpul... rozomovisme și... bullshit. Ok. Uite, de la asta am început cu rozomovisme și... am vrut să-l modific, să-i fac gura altfel, dar... am stat așa. Am zis că n-are rost pentru că... deci eu trebuie să scap, să fac o rădici, pici.
Cam asta cred că au fost noutățile. Dacă mai e ceva, mi-amintesc că... Mi-am luat sticlă. Uite aia de acolo. Aia. Îi... Așa de lungă și așa de lată, că vreau să pictez pe ea. Habar nu am când. Deci asta tot cade. What in the fuck? Încerc să strâng. Gata. Încerc să strâng stativul de sub telefon. Așa, am început ca să zic că vreau să pictez pe ea bine. Vreau ceva mai Halloween stick. Halloweenic, cu tenta de Halloween. Așa. Mi-a făcut un prieten nou, adică mi-am refăcut prietena. Amici, adică. Oh, ce mai făcut? Să vă zic așa, noutăți, noutăți, noutăți. Nu cred că mai am noutăți. Am modificat prin cameră. Sunt terifiat de copii. Dar asta era să uit. Asta v-am arătat, de fapt. Sunt terifiat de că vine copilul, dar nu mă sperie copilul mai mult decât că trebuie să vorbesc ceha. Și mie că nu o să înțeleg ce dracu zic medicii ăia. Dar speram că o să fie bine. Copilul se mișcă. Deci, Dominic e ok. N-am mai țin. Deci nu. Dar nu cred că am zis. S-au filmat. Pus pe YouTube chestii de-aștia. N-am mai filmat. Că n-am mai avut chef. E foarte activ. Vreau să zic că e foarte activ. Când Monica vorbește cu el sau își pune mâna pe bordă și o zici la un moment dat că ce faci puiul sau puiuțul, gata, bum, 3 secunde, hai, 10, dă și se mișcă și se zbate și Doamne, acum care 8 luni, de fapt are 7 curând 8, s-a întors cu capul în jos, deci e bine, așa să steie. Că ori mai fost cazuri în care s-au întors din nou, că nu-i plăcea poziția, probabil. Adică la alte femei. Sperăm că e bine. Nu. Sora mea a născut. Doamne, cât e de frumos copilul ăla. Mi-a trimis maica mea poze și e superb, 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 superb. Of. Dar ce bine că Monica mea. Ups. What the fuck? Ce bine că Monica o să nască aici și nu prin alte părți, pentru că prin țară e horror. De exemplu, mi-a povestit maica mea că erau povești de gravide. Era o fată de 14 ani care o născut și asistenta i-a zis că dacă ți-a plăcut pula, taci și îndură sau fă ceva chestiile. Așa că sistemului de tuturor sistemelor din România. Fuck that. Deci, fuck that. Pentru că e ca și cum medicii se cresc superiori față de pacienți și nu știu ce. Bă, față de ei sunteți cu nimic diferiți, doar că v-ați futut creierii 6-7-10 ani ca să învățați medicină și după asta ajungeți. Dacă îți place pula, bă, tu taci, taci dracu și fă-ți meseria. Aici e bine. Aici e bine. Doamne ajută. Cred că cam astea sunt noutățile și sunt foarte bucuros pentru băiețelul ăsta. Deși eu țin un jur... Bine, dacă tot vorbim, să zicem și note. Dacă eu țin un fel de jurnal, jurnalul lui Dominic. Fapt, înainte era jurnalul lui Bebe. Ăsta mă gândeam ca să-l fac pentru Dominic. Amintire și chestii. Asta nu o să public niciodată pe YouTube sau chestii. Pentru că este o chestie strict personală. Dar... Deci în decembrie abia aștept să-mi iau concediu. Jesus Christ. Deci abia aștept să-mi iau concediu. Eu mai filmez. Mai filmez.
Abia nici nu știu dacă mă văd bine, dacă mă văd întunecat, dacă e lumină. Da, mamă. Deci vreau să zic că abia aștept să-mi iau concediu toată luna decembrie, să fiu acasă. E de bine. Mamă, vrei să zici ceva oamenilor? Bine. Ok, ne auzim. Poate mai încolo cu altă chestie, bla bla bla, habar nu am. Oricum, nu știu când se postează asta, sunt doar chestii, noutăți din ce am mai făcut viața mea. Foarte boring. Da. Am început să scriu la prima mea carte. Ok, atât. Bye. Pentru un moment. Da, m-am pus la o femeie și să mănânc și să... Toate în același timp, da? Sper că mă văd bine. Filmez oricum awkward. Mă văd bine. Sper că mă văd bine. Am uitat ce am vrut să zic. Îmi venise în capul grămad. Eu am filmat și parcă zicea Monica că aveam ceva pe frunte și eu filmam și cu chestii pe frunte mi-e de bine. Doamne ferește să mă uit și eu în oglindă când filmez. Alte noutăți. Am schimbat patul ca să aveți ce bârfi. Mi-e somn de mor. Vreau să zic legat de clipurile cu Balaban. Pentru că eu n-am voie să folosesc muzică care are drepturi de autor și ghici ce. Mi-a trimis domnul Google, cei de la YouTube, prin Gmail, bla bla bla. Cineva și-a revendicat că nu știu ce, că bla bla bla. Deci eu sunt... Îmi place să reacționez la clipuri, pentru că Barbaroase și eu și e mișto, dar nu știu cum să fac la partea când, cum n-ai bani să zic, când bagă muzică, pentru că, ce fac, aș putea să dau volumul ca să nu se mai audă, ca să n-am probleme, nu-i vorba. Ok, vreau să vă arăt un apus foarte frumos. Of. A venit toamna. Acum stau și mă gândesc că e octombrie. Uite aici. Geamuri nespalate. Pui mei, pune focus pe exact ce nu trebuie. Pomul ăla? Da, nu vrea, frate. Deci vreau să zic că a venit toamnă, se răcește vremea, se schimbă iară ceasul. Of. Să vină iarna. Să fie iară frig. Dar n-am ce face. Dar să știi că chiar parcă după alea 3 luni de vară, după ce a venit septembrie, parcă totul s-a schimbat. Cu pace pur și simplu, parcă BUM! Gata, hai să nu uscăm, că am stat prea mult verzi. Și cred că atât am să vă zic, că cam atât. Și ne vom vedea data viitoare. Când o fi asta, nu știu. Dar o zi de toamnă, nice. Ok, bye. See you next time. What was the reason? What was the reason? What was the reason? I just explained the reason. What was the reason, bitch? I don't need to explain myself to you. And what was the reason? After I saw those text messages,